adversar foarte puternic care se bate la campionat. Ne dorim cele 3 puncte, încercăm să facem un meci foarte bun, complet, pentru că adversarul te duce spre acest obiectiv. Trebuie să avem capacitatea să găsim la 3 zile soluții, să fim puternici, să facem ofensiv, să accesăm principiile noastre, atât posesia cât și presiunea, să avem reacții, să ne luptăm, să avem o atitudine bună și să facem un meci mai bun ca ei, pentru că avem un adversar foarte bun și avem nevoie de puncte, avem nevoie de această victorie și sperăm să o obținem. Rest, suspendările care sunt, jucătorii ceilalți care lipsesc de un an de perioadă, Băluță și Crescu Nimic, vedem ce o facem, vedem ce formație o să facem, cum o facem, dar am încredere că o să facem un meci foarte bun. Față de meciurile cu Dinamo și cu Oțelul, ce a trebuit schimbat în jocul Farului ca să ai mai mult succes acum? Sunteți îngrijorat de partea ofensivă, un singur gol din acțiune în ultimele 4 meci. Faptul de 5. Faza ofensivă, dacă știți bine, la noi contează de unde începe faza ofensivă. Ok, atunci înseamnă că de acolo trebuie început. De la fundaj, de la portar, mijlocașii, după aia atacanții care și ei au partea de combinații, finalizare, care trebuie să o facă foarte bine. Dar cred eu că atât fotbalul nu are doar o fază, are două faze, și ofensivul și defensivul. Trebuie să le facem mai bine, în special aceste meciuri, așa cum cred eu de la începutul anului. Am făcut niște lucruri bune, dar am făcut și niște anumite lucruri când cred eu că două, trei meciuri în care n-am fost noi. Mă referam că ne-ați spus că nu se mai joacă, nu mai vine a treia pasă, cum ați spus, și se sare câteodată peste partea aceea de construcție și mă gândeam că Tudescu e într-o scădere de formă, el era de cară. Da, noi nu vreau să vorbesc de cineva individual. Eu vreau să vorbesc de echipă, suntem în fața unui meci important acasă și concentrarea trebuie să fie. Jucătorii care o să intre, care o să începem, cum o să începem, cum o să terminăm, o să vedem, dar trebuie să fim toți inspirați ca să facem un meci foarte bun, pentru că adversarul e foarte puternic. Ionuț Larie, scap de joc? Nu. Nu cred. Pierdere mare. Nu vorbesc de jucătorii care... Niciodată n-am vorbit de jucătorii care lipsesc și care știe toată lumea și știe și jucătorul. Nu am de ce să vorbesc sau să plâng despre un jucător sau să găsesc scuze. Avem alți jucători care trebuie să înlocuiască, trebuie să facă. Fiecare jucător în modul lui e el și se identifică cu cine e el. Așa că Larie și sau alți jucători, fiecare cred eu că la Farul în ultimii doi ani și ceva, că anul ăsta nu-i terminat, 2 ani jumate, a făcut 90% foaie excelent și după aceea un 10% am avut sincope. Mai făcut pentru că în primul an am intrat în play-off, al doilea an am câștigat campionatul și al treilea an suntem în luptă să intrăm în play-off. Chiar dacă am făcut multe greșeli în anumite momente, dar echipa are potențial și a arătat că e puternic, are experiență ca să facem un meci bun și când am jucat cu Alea Mare am făcut meciul bun. Cu 3 puncte în cele ultimele 2 etape, pare de o fi indiferent de celelalte rezultate. Sunt 4 echipe care nu mă fac socotel, nu mă pricep la aceste lucruri, chiar dacă sunt și eu în fotbal. Nu-mi place, hai să zic mai bine, nu-mi place să fac ăsta. Dar știu că jucăm meci acasă și e nevoie să facem tot să câștigăm. Deci, prima oară, noi mentalitatea e să încercăm să luăm cele 3 puncte. Noi cei care avem o anumită vârstă, am prins nopțile de legendă, acum s-a lansat și documentarul după 30 de ani, ca să vadă și mai tineri. Cum vi se pare? Da, noi cred eu că sintetizat ar trebui să toată lumea să știe că am creat istorie. Suntem mândri de că am luptat
adus bucurie, fericire, pentru că victoriile aduc bucurie și fericire și bucurie și fericire și asta cred că s-a derulat pe timp de 10 ani și bineînțeles că și după aceea, prin fiecare ce a făcut, a adus în continuare bine României, unde a reprezentat România așa cum trebuie, dar ca jucător, eu zic că am făcut 10 ani performanță la nivelul cel mai înalt posibil, care poate să existe vreodată ca echipele mari, așa cum și echipa din club, care echipele din club, Craiova, Dinamo și FCSB, Steaua, Lazio, a făcut în anii 80-90, pentru că acolo s-a construit succesul mare, prima oară cluburile care aduc niște lucruri puternice, ele au adus, după aceea lotul național automat, cei tineri, care am crescut cu jucătorii care au făcut performanțe la nivel de club, eram tineri toți, iar cei tineri care au fost atunci au ajuns cei mai experimentați în 94. Deci, practic, lucrurile nu sunt întâmplătoare, nu se face nimic întâmplător, totul se planifică. A fost un plan foarte bine conturat, cum am spus la Cluj, România, sportul trebuie să devină prioritate. Dacă ne dorim să devenim iară să facem performanțe. Dacă nu, mergem în continuare așa cum e, cu ce există, dar vă rog doar un singur lucru, ziariștii, să nu fiți atât de duri cum sunteți în momentul de față sau de negativism cât există față de jucători, față de antrenori, față de toți, pentru că armele acestea sunt. Nu putem să cerem să fim ca țările dezvoltate, dacă țara noastră nu investește în tineri și în ce trebuie. Pentru că dacă vrei să ai viitor și să ai performanță, să fii la nivel normal, în primul rând trebuie să existe un proiect la nivel național pentru 10 ani. Foarte puternic. Unitar. Unitar. Atenție când spun unitar cuvântul ăsta. Adică la toată lumea la fel. Nu la unul da și la altul ba. Nu la unul așa și la unul altceva. La toți la fel, adică toată lumea. Și după aia să vină concursul, să fie care e mai bun. Să putem, să facem lucrurile cum trebuie. Și atunci cred că putem să aspirăm iară la ce eram înainte. Că vorbim de fotbal, că vorbim de handbal, că vorbim de basket, că vorbim de rugby, că vorbim de toate disciplinele care sunt. Eu vorbesc de sportul la nivel național, care e un fenomen social important. Și atâta. Îmi permis să zic lucrul ăsta pentru că sunt implicat. Dacă nu, dacă eram fost fotbalist și nu aveam treabă cu așa ceva, tăceam din gură. Dar cred eu că am, cum zic ziariștii, mulți dintre voi spuneți, dom'le, tu poți să vorbești. Ok, din când în când mai zic și eu ceva, nu tot timpul, mai îmi vine pentru că sunt aici, trăiesc, sunt în ultimii ani, trăiesc în România, le-am văzut, le-am cunoscut și mi-aș dori pentru acești copii, pentru România, ca sportul românesc să fie, devină prioritar. România, pentru că până acum am înțeles că nu era prioritar. Dacă vrem să fie, așa cum fac țările dezvoltate, să ajungem noi în Champions League iară și în performanță, unde atunci clar că trebuie să creștem nivelul. Și asta înseamnă un proiect. Un proiect tehnic la nivel național foarte puternic, în care fiecare poate să-și dea cu opinia, dar trebuie să faci niște puncte clare care trebuie urmate. Puncte clare. Nu putem să mai mergem să stăm să ne plimbăm, pentru că și la fotbal, acum e bine că ne-am calificat după atâta perioadă, dar 80-0 la rugby, nu pot să accept așa ceva. Nu cred că putem să ajungem, cu tot respectul, dar rugby era în primele 5 națiuni, deci eram unde eram. Eu cel puțin așa am. Și ambalul și toate, când iese mari handbaliști care sunt la televizor și au o vârstă mult mai mare decât a mea, care au fost campion mondial. Și ieși și zic că handbalul nostru cum a ajuns, că nu mai putem. Deci, dar cine ne ascultă? Vorbim singuri, plecăm, le ascundem, o băgăm în spate și venim tot cu lucrurile, cu lucruri care nu au nicio legătură cu România de performanță, care trebuie să ajungă la performanță. Nu. Foarte puține, nu totul, că până la urmă nu face. Media de aceea ea trebuie să facă lucrurile, să ducă într-o direcție și cred eu că numai cu voi, prin voi putem să facem ceva. Dacă nu se schimbă restul, prin voi, cu voi.
Asta e menirea, da. Bineînțeles că după aceea sunt cei implicați care sunt implicați și trebuie să facă. Cam asta, restul. La Constanța, da. Sperăm să vină și dacă vine, dar pe lângă stadion trebuie să vină și celelalte lucruri care vi le-am amintit, dacă, cum am spus, și la Cluj. Dacă Constanța Dobrogea vrea să aibă o echipă mare, noi suntem pe drumul de a forma ceva mare, foarte mare. Dar că s-a întâmplat de vreme. Posibil, când crezi probabil într-o perioadă ai inspirație și mergi bine, da, lucrurile poate să iasă. Dar ca să devii un club puternic, puterea înseamnă bani. Când ai bani, poți să faci orice proiect. Primul lucru, de aceea e conducerea administrativă, există administrativ și după aia tehnic. Administrativul creează direcția care trebuie să o faci, cei care lucrează în administrativ. Trebuie să facă lucrul ăsta. Cei care suntem în tehnic, trebuie să execute, trebuie să îndeplinească obiectivul tehnic. Adică să te pricepi și să știi să o faci. Ceilalți trebuie să știe să facă bani, să aducă bani. Legi, finanțare, care să fie foarte bune pentru politica sportului în România. Politica sportului în România. Cam asta. Așa, mai concret și bine spus, mai putem să le să fim mai concreți și mai pragmatici. Dacă o să vorbim iară mult și nu se arată ce trebuie, nu se vorbește de ce trebuie și vorbim de celelalte lucruri care sunt dezbateri și care sunt zi de zi și se întâmplă, că există campionate în fiecare zi și meciuri și se discută despre ele. Dar alea e o parte, dar partea fondul general trebuie să vedem unde suntem și unde vrem să fim, unde trebuie să ajungem. Dacă noi știm unde suntem și cred că o știm și unde vrem să ajungem, eu asta e întrebarea mea, unde vrem să ajungem? Ce ne dorim? Că încă mai sunt tânăr și mai am chef de muncă, aș vrea să muncesc și... Dar unde mergem? Unde mergem? Pentru că în viață trebuie să faci lucruri ca să progresezi. Nu doar minime, normale, și trebuie să progresezi. Dacă nu faci și o iei de la capăt și o iei de la capăt și nu există viitor și nu există termen mediu și lung. De azi pe mine există dezbatere, cum există la televizor și vedem foarte mult și se vorbește poate prea mult. Problema e că după aceea vorbim de un proiect, iar proiectul acesta dacă va veni vreodată, eu l-aș saluta și l-aș fi încântat pentru cei tineri, pentru că noi cei care avem o vârstă am putea să le dăm un sfat, am putea să-i ajutăm, am putea să le facem, pentru că nu noi suntem protagoniști, noi nu mai putem fi protagoniști. Ei sunt, dar ei trebuie să găsească un mediu foarte, foarte bun, de nivel foarte mare. De nivel foarte mare. Și acela e nivelul, când spui nivel mare, e obiectivul final, care, ca să ajungi la el. Și trebuie să-l fixezi. Ne e frică să-l spunem, eu așa cred. Ne e frică să-l spunem, ne e frică să ieșim în față să zicem că suntem buni, că putem să facem asta, că putem să câștigăm. Ne e frică să spunem de acest lucru. Putem să câștigăm. Eu asta văd și simt și că sunt implicat de 14 ani. Zi de zi aici, văzând și făcând și uitându-mă, cred că și asta cred eu cuvântul care ne e frică să spunem că suntem buni. Cam asta. O zi bună.